Atunci când s-a instituit prin porunca Domnului lauda de la cort și apoi de la templu, a apărut și cântarea de la 1 Cronici, capitolul 16, o cântare de laud, între care un vers spune, versetul 34, lăudați pe Domnul căci este bun. E bun Domnul. Asaf a văzut că e bun și cu cei de afară și Domnul spunea că lasă soare și ploaie și peste bun și peste răi, și în cartea psalmilor scrie că Dumnezeu e prea bun. Și continuă versul cu cuvintele, căci în veac ține îndurarea Lui. Și asta înseamnă că în veșnicie ne vom da noi seama cât e de mare bunătatea Lui Dumnezeu. Pentru vecii vecilor numele Lui să fie slăvit. În textul citit din Matei capitolul 20, sunt mai multe întrebări puse de gospodar, cum e prezentat aici. Eu aș vrea să vă rețin cu două și să le numim întrebările Domnului sau când Domnul întreabă. Vă amintiți în Biblie unde scrie că dacă Dumnezeu întreabă 1000 de lucruri, noi nu suntem în stare să justificăm niciunul? Căutați și veți găsi. Dar aici numai la două întrebări mă opresc. Matei 20, versetul 6. Și nu vreau să le pun în vânt, că nici gospodarul nu le-a pus doar așa cu un ecou în pustiu. De ce stați aici toată ziua fără lucru? Suntem spre sfârșitul anului. Anul acesta ce-am lucrat în via Domnului, evident. Că altfel am fost noi gospodari, harnici, muncitori, pe acasă, pe la serviciu. Avem aici betoane, avem aici instrumente, dar lucrarea Domnului nu ține numai de perimetrul acesta. Sunt spitale, mai vin aici bilete, la ora două ne întâlnim în sala de la spital. Sunt bătrâni. Am satisfacția asta și nu mă laud cu asta, că poate ar fi trebuit să fac mai mult. Am avut vineri un îndemn neapărat să vizitez la Chișinău Cruș pe sora Mila. Și astăzi când am auzit că a plecat, așa mulțumire am avut. Vineri nu părea că moare, am vorbit cu ea. Îmi spunea că se roagă pentru Dena. Sunt atâtea lucruri de făcut. Și ar trebui să ne grăbim că nu mai trăim cât Metusala. Repet, întrebarea asta vine de la Domnul. De ce stați toată ziua fără lucru? Viața trece. Ei au încercat să justifice, nu ne-a tocmit nimeni. Dar dacă le-a spus că stau tot ziua fără lucru, oare n-au fost în piață și când a chemat la ceasurile precedente, al treilea, al șaselea, al nouălea? S-ar putea unii să spună, din lipsă de organizare, nu, am fi cântat noi la cor, dar nu ne-a chemat nimeni, nu este cor și uite așa, nu ne-a tocmit nimeni. Dar acum nu studiem dacă îți devină alții că noi nu avem de lucru, numai la ceea ce ține de noi. Dacă de cumva din vina noastră nu lucrăm. Când fratele Florin spunea că sunt unii care au pornit de dimineață, mi-am făcut și eu istoricul vieții mele, oare eu de la ce oră am pornit? Nu mă pot lăuda că am pornit de dimineață. Poate numai așa pe la ceasul al treilea. Copii, fete, băieți, porniți de dimineață. Ăștia care au slujit aici sunt mai de dimineață, așa e? Da, foarte frumos, pornești de dimineață. Să nu treacă viața, vremea. Dar de ce unii stau totuși fără lucru? Matei capitolul 25,
pilda talanților. Versetul 26. Stăpânul său i-a zis: rob viclean și leneș. Efectiv, unii sunt comozi, să spun. Leneș spune aici. Sunt unii care nu vor să lucreze. Mă, unii spun pe față, ca și un fiu care a zis: nu mă duc. Până la urmă, acela s-a dus. Degeaba a încercat să justifice. Stăpânul i-a interpretat justificarea drept viclenie. El nu a lucrat. Și care a fost soarta lui? Vă amintiți de Apostolul Pavel ce a zis 1 Corinteni, capitolul 9? Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia la care a fost chemat. Spune Pavel Timotei, 1 Timotei 4 cu 16, numai așa te mântui pe tine și pe cei te ascultă dacă îți faci parte. Acum întreb eu, suplimentar pe lângă întrebările gospodarului, se poate ca cineva nefăcându-și lucrarea să-și piardă mântuirea? Se poate. Pentru că nu este om care chiar să nu facă nimic. Va face altceva, nu face un lucru bun? Vei face ceva rău. Știți că în țară a fost cunoscut Corneliu Vadim Tudor. Avea bun șpicher. Așa, fără pregătire. Am auzit că a fost din familie de pocăiți și m-am gândit ce predicator bun ar fi fost ăsta. A pierdut. Câți s-ar fi pierdut? Avem oare la Betel oameni care nu vor să lucreze? Că nu ești bun la una, ești bun la alta. Este cunoscut exemplul fratelui Căprariu de la Logoja, asta a fost în urmă cu 50 de ani. S-a întors la Domnul și a zis: Doamne, vreau să lucrez în via ta. Voce n-avea pentru cântat, a văzut că și chemare pentru predicat n-avea și a zis: Doamne, eu ce să fac? Și a intrat în vreo 40 de zile de post și Domnul i-a zis: am cu tine o lucrare. Doamne, ce? Și până la urmă, ca să nu lungez vorba, Dumnezeu l-a chemat să mijlocească pentru slujitori. Și am auzit eu declarația lui, era bătrân, când a zis: frate, de peste 40 de ani, am avut o zi de post pe săptămână numai pentru cei ce slujesc, predicator, proroci, și o oră de rugăciune în fiecare zi pentru cei ce slujesc. Și când am bătrânit, zice, mi-am ridicat timpul de rugăciune până la 4 ore și mi-a zis: și tu ești pe lista mea. Când a plecat la Domnul, m-am gândit: Doamne, să mă treacă altcineva pe listă. Un serviciu ascuns, tainic, chemat de Dumnezeu. Sunt atâtea forme de a sluji, de la a predica și a proroci până la a vizita bătrân și a ajuta mame care au copii și a mijloci și a munci aici sau în altă parte. Deci, să dea bunul Dumnezeu să fie toți activi. Iată un alt posibil răspuns de ce unii stau fără lucru. Filipeni, capitolul 2, după ce Apostolul Pavel, nu vă mai rețin cu toate versetele, spune despre Timotei în Corinteni că e prins în lucru Domnului ca și el. Filipeni, capitolul 2, versetul 21. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Știți râvna lui încercată cum a lucrat ca un copil cu tatălui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru îndarea Evangheliei. De ce alții n-au lucrat? Versetul 21, recitesc. Umblă după foloasele lor. Asta scrie în cartea lui Hagai. De ce nu veniți la muncă, la templu? Păi nu mi-am căptușit casa. Și le spune Dumnezeu: vă nu vedeți că nu vă binecuvânt munca pentru că aici trebuie muncit și voi nu faceți? Și sunt unii atât de harnici în munca lor și trudesc și construiesc, dar pentru cele pământești și trecătoare. Am citit despre un misionar că atunci când a fost ajuns să fie cunoscut pentru impactul lui în societate, pentru
toate abilitățile care le pusese Dumnezeu în inima lui, fost chemat de regină, de guvernul englez și ea s-a propus să preia postul de ambasador în țara aceea. Și s-a promis un salariu bun. Și l-a zis, salariul este bun, dar slujba e prea mică. Păi cum ești ambasador? Ce vrei să te chemăm să te punem prim-ministru? A zis, eu sunt deja ambasador al cerului. Englezul William Kerridge, fondatorul misiunii moderne în India, când fiul său Felix s-a angajat în guvernul Birmaniei, a zis, fiul meu Felix s-a micșorat, a rămas de mărimea unui diplomat politic. A renunțat la misiune și a devenit politician. Orice alt interes nu-i mai sublim decât lucrarea lui Dumnezeu. În casa ta, în primul rând, evident. Nu te poți justifica, mamă, spunând că n-ai putut lucra pentru mântuirea copiilor tăi și a nepoților tăi, că ai avut prea multă treabă. Tot pentru aceiași copii și nepoți ai tăi. Fă-ți întâi vreme să cânți, să te rogi cu ei, să-i îndemn să vină, să învețe poezii, că nu o să moară de foame, să fie loc și pentru celelalte. Dumnezeu să ne dea harul să punem pe prim plan lucrarea Lui, nu alte interese și pasiuni pământești care sunt de puțină valoare. Toate pierd, toate se duc, nu rămâne nimic. Și în privința celor care nu vor să activeze, să lucreze, vreau să mai spun doar ceva. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine a fost zadarnic, bancă. Am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și aceeași idee, Coloseni, capitolul 1, versetul 29. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Să ne dea bunul Dumnezeu harul să fim lucrători împreună cu El. Dumnezeu vrea tot să lucreze, dar nu să ieșim noi în evidență. De fapt, lucrăm cu sculele lui Dumnezeu, noi însăși suntem uneltele Lui și dacă e vorba că am făcut ceva, nu noi am făcut, Domnul a făcut. Amin? Să nu se laude nimeni. Câte versuri am recitat, câte cântări am trudit, câte repetiții, e un har care ți l-a dat Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu am predicat și eu câte puțin încoace încolo și nu socotesc că am făcut un serviciu lui Dumnezeu. Mi-a făcut El mie onoare să fiu purtătorul Lui de cuvânt. Cinstea să fie a Domnului toată. Da, totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Așa cum scria un cântăreț cunoscut mai cu ceva secole în urmă, spre slava Domnului. Da, chiar dacă Dumnezeu la urmă va da lauda cum crede El, dar noi să recunoaștem că nu noi, ci harul lui Dumnezeu care lucrează prin noi. Altfel spus, când nu vrei să lucrezi, tu nu-L lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine. O, vom fi noi gata ca Elisei, care avea 12 perechi de boi, era proprietar. A venit Ilie și a aruncat mantaua pe el și a spus, hai. Și a ars, ce a fost acolo și a plecat în lucrarea Domnului. Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrătorii din toate domeniile de activitate. Și le mai doresc la cei ce lucrează ceva, nu doar să n-ajungă să ia stăpânul la rost că de ce n-au lucrat, le doresc ce scrie la Filipeni, capitolul 2, de la versetul 12, prea iubiților, duceți mântuirea până la capăt, Dumnezeu lucrează în voi, ceea ce spuneam, nu noi, și harul, puterea Duhului Sfânt, versetul 16, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici n-am ostenit în zadar. Vă doresc ca cei în dreptul căror lucrați să se mântuiască pentru a vă putea bucura de lucrarea care ați făcut-o. Că nu-i de dorit pentru o mamă să fi purtat 7 sarcini și să le fi pierdut pe toate pe la 7-8 luni sau să fi murit după naștere. Dacă
purtat 7 sarcini, dea bun Dumnezeu să aibă 7 copii în viață. Asta e de dorit pentru cine lucrează, să nu vină nenorocirea peste ogor și să-ți vezi lucrarea distrusă. Să-i vezi pe toți cei pentru care ai lucrat în Sfânta Împărăția Domnului. Amin. Și o a doua întrebare pe care a pus-o gospodarul, asta celor ce lucrau, și asta e pentru noi și mă frământă întrebarea asta, versetul 15, partea a doua. Ori este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun? De asta am ținut să spun la început că Dumnezeu e bun. Uneori ne deranjează bunătatea lui Dumnezeu. Ca pe bietul Iona. Doamne, de ce i-a iertat pește? Măi, Iona, uite, mie mi-e milă și de vite, măi. Sunt două versete în Proverbe, de rog, deschideți cu mine, care trebuie să ne dea de gândit. Proverbe, capitolul 24, versetele 17 și 18. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Adică sunt oameni pe care Dumnezeu îi pedepsește. Când afli, când vezi că Dumnezeu pedepsește pe cineva, i s-a întâmplat un om în nenorocire, nu cumva să zici, așa îi se cuvenea. Că Dumnezeu ia atitudine, se oprește să-l mai bată pe acela și se întoarce să se ocupe de tine. De ce asta? Am găsit cel puțin 3 răspunsuri aici. Să nu te bucuri de căderea vrăjmașului, că numai el îți este vrăjmaș, tu nu ești vrăjmaș, nu? Adică tu nu urăști pe nimeni. Cum să te bucuri când pe el îl doare, că pentru tine e unul care îl iubești. Și trebuie să te bucuri când suferă unul care îl iubești? Ești vorba. În al doilea rând, Dumnezeu când pedepsește pe cineva, unde scrie în Biblie, că asta nu vă spun, nu o face cu plăcere. Și când Dumnezeu vede că îl pedepsește, de el nu o face cu plăcere, că e tată bun, știi că tu te bucuri, mă? Tata îl pedepsește pe băiat așa cu strângere din inimă, măi copile, și să vezi pe frate s-o cărâde, ha, nu mai dă tata. Nu te bucura tu când îi trist Dumnezeu. Și în al treilea rând, să nu te bucuri că dacă ar fi început judecata cu tine, ar fi putut să fii tu pedepsit și să nu-și aducă Dumnezeu aminte de păcatele tale. De aceea noi în toate situațiile suntem îndemnați să privim cu milă, să te doară când suferă cineva. Vă amintiți de cine scrie în Biblie că avea ogrăi? Când a auzit o cântare, unul n-a suportat-o. Cânta despre David, cel ce urma să-i devină jinere. Era un duh rău peste Saul. Dar ce diferență între el și David? Când a aflat David că a murit Saul, a cântat cu durere. Când a fost omorât Abner, deși l-a susținut pe Saul și a întârziat să-și ia David tronul cu 7 ani, și-a sfâșiat hainele și-a jălit, mergea în urma sicriului și-a zis Dumnezeu, ăsta e om după inima mea. Revin la întrebare, dacă eu sunt bun, este ochiul tău rău? De ce nu pedepsește Dumnezeu pe cineva? De ce se poartă Dumnezeu bine cu cineva? De ce i-a dat Dumnezeu la cineva avere? De ce i-a dat un dar? Că e bun Dumnezeu. Un elev la ora de religie s-a dus la profesor și i-a zis, de ce l-a urât Dumnezeu pe Esau? Și profesorul a spus, eu mă tot mir de ce l-a iubit pe Iacov. Esau s-a dovedit a fi indiferent. De fapt, Dumnezeu nu că l-a urât, nu l-a vrut și Dumnezeu a spus asta după 1500 de ani mai târziu, ca să vadă toți ce s-a ales de urmașii lui Esau și de viața lui. Da? Să ne ajute bunul Dumnezeu să privim cu ochi bun spre fiecare. În cartea Obadia, nu vă mai rețin acum,
să citez. Și în cartea Ezechiel, Dumnezeu a pedepsit Edomul și multe alte neamuri datorită ochiului lor rău pentru Israel. Dumnezeu s-a judecat cu poporul său. Și pentru că îi râdeau și spunea, uite acum mai pedepsește Dumnezeu. Da? Sau cartea 1 împărați a pus Dumnezeu pe Baeșa să nimicească din temelie cu mătura nimicirii casa lui Roboam întâi. Și apoi spune Scriptura că l-a pedepsit Dumnezeu pe Baeșa pentru că a nimicit-o. Cum? Dar el l-a pus să o nimicească. A fost ochiul lui rău când a nimicit-o. Trebuia să o nimicească cu milă, cu durere. Să nu-ți dorești să nimicească Dumnezeu pe cineva prin tine, să nu te bucuri. Când cuiva îi se întâmplă rău și în egală măsură, să nu te superi când îi face Dumnezeu bine la cineva. Știți recomandarea din Romani 12? Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plâng cu cei ce plâng. Și am auzit pe cineva spunând, zice, mi-e mai ușor să plâng cu cei ce plâng, dar uneori nu mi-e ușor să mă bucur cu cine se bucură. De ce i-a dat Dumnezeu lui și nu mi-a dat mie? Fii bun și lasă-L pe Dumnezeu să dea la cine vrea. Că împarte Duhul cum voiește. Numele Domnului să fie slăvit și binecuvântat. Așa că să nu-i băgăm noi la Dumnezeu de vină. Ci din potrivă, dacă ne-a chemat în lucrarea Lui, să socotim că asta este un har și până la ultima suflare să ne aducem aportul în via Domnului. Și dacă Dumnezeu face cum nu credem noi și cum nu ne place nouă și dă cum vrea, că-i ce ai cu cei al Lui, acolo o altă întrebare, nu pot să fac ce vreau cu cei al meu, noi nu cumva să avem un ochi rău. Doamne, dă-ne un ochi bun, că ochiul rău e trecut acolo în lucrurile care ies din inimă, scrie în Marcu, capitolul 7. Să ne dea Dumnezeu o privire frumoasă, o inimă dulce și caldă, să-L slujim pe Dumnezeu cu dragoste și de asemenea pe toți oamenii. Amin.